Bine ai venit la o nouă întâlnire cu limbajul de programare Python. Astăzi te invit să descoperi cum poți utiliza instrucțiunile Python pentru construirea de algoritmi ce combină structura secvențială și să testezi aplicațiile pe care le vom construi împreună la ora de informatică și TIC pentru clasa 7-a. Aplicație practică 1. Scrieți un program în limbajul de programare Python care calculează și afișează lungimea segmentului care unește vârful unghiului drept cu mijlocul ipotenuzei unui triunghi dreptunghic. Segmentul reprezintă mediana corespunzătoare ipotenuzei. Știind că de la tastatură se citește un număr natural strict pozitiv ce reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic. Dacă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic ABC este egală cu 43, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 21,5, precedată de un mesaj informativ. Să presupunem că triunghiul nostru dreptunghic are vârful B de 90 de grade. Trebuie să identificăm lungimea segmentului BD, care va fi egală cu jumătate din ipotenuză conform formulelor matematice cunoscute. Codul Python propus citește de la tastatură o valoare întreagă în variabila AC cu ajutorul comenzii input. Instrucțiunea print utilizată afișează lungimea medianei corespunzătoare ipotenuzei ca fiind jumătate din valoarea variabilei AC. La execuția codului se introduce de la tastatură valoarea 43, iar valoarea afișată va fi 21,5 precedată de un mesaj informativ. Aplicație practică 2. În triunghiul echilateral ABC, punctul D este situat la mijlocul laturii BC. Dacă de la tastatură se citește un număr natural strict pozitiv, ce reprezintă lungimea segmentului BD, scrieți programul Python care calculează și afișează, precedat de un mesaj informativ, perimetrul triunghiului echilateral ABC. De exemplu, dacă lungimea segmentului BD este 5, atunci, în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea 30 și va fi precedată de un mesaj informativ. Deoarece punctul D este situat la mijlocul laturii BC, rezultă că lungimea unei laturi pentru triunghiul echilateral dat va fi egală cu dublul lungimii segmentului BD. Astfel, perimetrul triunghiului echilateral este egal cu suma lungimilor celor trei laturi. Codul prezentat citește de la tastatură o valoare întreagă pe care o atribuie variabilei BD. În variabila perimetru este calculat perimetrul triunghiului echilateral ca fiind egal cu 6 înmulțit cu valoarea variabilei BD. Comanda print afișează în final valoarea variabilei perimetru precedată de un mesaj informativ. La execuția codului, dacă în variabila BD se citește valoarea 5, se observă că rezultatul afișat va fi egal cu 30 și va fi precedat de un mesaj informativ. Aplicație practică 3. Scrieți un program în limbajul de programare Python care citește de la tastatură 3 numere reale strict pozitive în variabilele A, B și C și verifică dacă aceste numere pot fi lungimile laturilor unui triunghi. Programul afișează pe ecran mesajul da, dacă cele 3 numere pot fi lungimile laturilor unui triunghi, respectiv mesajul nu în caz contrar. Dacă A egal cu 5, B egal cu 4 și C egal cu 3, atunci mesajul afișat va fi da, iar dacă A egal cu 1, B egal cu 2 și C egal cu 3, atunci mesajul afișat în urma execuției programului va fi nu. În codul prezentat se citesc de la tastatură 3 numere reale în variabilele A, B și C. Cu ajutorul structurii if se verifică dacă acestea pot fi lungimile laturilor unui triunghi oarecare, adică dacă suma oricăror două este mai mare decât cel de-al treilea.
În caz afirmativ, mesajul afișat în urma execuției programului va fi da, iar în caz contrar, mesajul afișat va fi nu. Dacă de la tastatură citim pentru variabila A valoarea 5, pentru variabila B valoarea 4 și pentru variabila C valoarea 3, se observă că mesajul afișat în urma execuției programului este da, iar dacă valorile citite de la tastatură de către program vor fi 1, 2 și 3, mesajul afișat în urma execuției programului va fi nu. Exersează singur și scrie programul Python, care calculează și afișează lungimea perimetrului unui triunghi dreptunghic cu un unghi de 30 de grade. Știind că de la tastatură se citește un număr real strict pozitiv, ce reprezintă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic. De exemplu, dacă lungimea ipotenuzei triunghiului dreptunghic este 5, atunci în urma execuției programului, pe ecran se afișează valoarea prezentată. Felicitări! Astăzi ai învățat despre cum poți utiliza instrucțiunile limbajului Python pentru a calcula și a afișa valori corespunzătoare elementelor de bază întâlnite la figurile geometrice studiate la matematică.